frunzuliță mărăcine. Singur am rămas pe lume, doi pui pe-o crangă uscată, fără mamă, fără tată. Bătea vântul, noi plângeam, mă, după mama mea uitam, mă. O strigam, nu răspundea, dintre stele ne-ascultam, mă. Mi-am strâns fratele în brață, i-am șters lacrima pe față și i-am spus cu duioșie, mama-n veci n-o să mai vie. Ascultă-mă, frate drag, mă, și în juc dacă am să trag, mă, am să-ți port eu grijile, cât mă țin puterile, mă. Mi-am fost sprijin la durere, cu sfaturi și mângâiere. L-am crescut ca un părinte, cum făcea mama înainte. Am muncit, averea-mi strâns, mă, să avem amândoi de ajuns, mă. La nimeni nu am cerut, am trăit cum am putut, mă. În inima noastră bate același sânge de frate. Fie cât de bun străinul, ca fratele nu-i niciunul. Dar știa mama de sus, mă, pe drumul cel bun ne-o dus, mă. Ne Dumnezeu s-o rugat și-n viață ne-o ajutat, mă. De Dumnezeu s-o rugat și-n viață ne-o ajutat, măi. Bună ziua și bun găsit, dragii mei prieteni! Ne aflăm în plină vară. Și dacă suntem în plină vară, bănuiesc că dumneavoastră acum nu căutați altceva decât răcoarea, poate să fie răcoarea munților, răcoarea din Delta Dunării, răcoarea când e briza mării, sau, dacă nu, răcoarea din apartamentele dumneavoastră, stând comod în fața televizoarelor și urmărind emisiunea noastră. Eu vă promit doar că în răcoarea apartamentelor dumneavoastră v-am adus aici în studio Apolona TV o floare de var. O floare frumoasă a cântecului popular moldovenesc. O să vedeți că am dreptate, pentru că în momentul în care am să spun Alexandra Dăncilă, deja v-ați convins. Alexandra, te îmbrățișez cu drag și bine ai venit în această zi frumoasă de vară și răcoroasă aici în studioul nostru și în apartamentele telespectatorilor. Bine ai venit și bine ne-am revăzut. Bine v-am găsit, vă spun și eu. Am venit cu mare drag la dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc. E un clișeu deja, dar trebuie să vă mulțumesc că m-ați ales ca invitată emisiunii de astăzi. Alexandra, să știi că
așa, în undele pozitive în care eu, pe care eu le primesc la această emisiune, toată lumea îmi spune că se aduc interprete frumoase. Din când în când trebuie să le satisfac și gusturile. Mulțumesc pentru că este adevărat, sunt cântărețe talentate, toate sunt frumoase, dar unele sunt cele mai frumoase. Și uite că tu, prin tinerețea ta, prin talentul tău, prin frumusețea ta, eu zic că am convins telespectatorii să rămână și în această zi în fața televizorului. Sper din tot sufletul să aveți dreptate. Oricum, tot timpul când vorbesc de frumusețe, mă gândesc la vorbele unui om cunoscut din familia mea, care spunea totdeauna, tinerețea e frumoasă, oricum ar fi ea, dacă ești tânăr, ești frumos. Așa este, dar și bătrânețea poate fi frumoasă, atâta timp cât o trăiești cu cap pe umăr, știi? Așa cum trebuie, exact. Da, este vorba aia, dăm, Doamne, anii de acum și mintea de atunci, când voi fi bătrân. Alexandra, tu vii din Suceava. Din Suceava. Tu ești chiar în Suceava născută? Sunt născută în Rădăuți. M-am născut în Rădăuți, am copilărit acolo, am rămas în Rădăuți până la vârsta de 18 ani. Atunci când am plecat în Cluj-Napoca, unde am urmat cursurile facultății de canto din Cluj-Napoca, iar acum, după ce am absolvit facultatea, m-am întors acasă, pe Meleagul Bucovinene, unde mi-este cel mai drag din toată lumea asta. Nu cred că aș schimba Bucovina cu un alt loc din lume. Și de 3 ani încoace activez ca profesor de canto în cadrul Școlii Populare de Arte Ion Iremescu din Suceava, tocmai de aceea m-am și stabilit în Suceava. Deci tu ești bucovineancă. Bucovineancă. Pe jumătate. Pe jumătate, de ce? Tata este vâlcean. Tata este oltean? Da, din Râmnicu Vâlcea, mă mândresc cu asta. Poate de acolo am moștenit și firea asta mai petrecăreață, să spun așa. Mai ageră, așa, mai iute, da. Da. Frumos. Deci tatăl tău s-a îndrăgostit de o moldoviancă bucovineancă, exact. Adică de mama ta. De mama, da. S-au stabilit în zona Rădăuțului, chiar în Rădăuț sau în vreo localitate pe lângă? Au locuit chiar în Rădăuț, amândoi fiind polițiști de frontieră la Rădăuț, colegi de muncă și așa. Uite, i-a dus un lucru viața pe care de la capătul l-am aflat țării. Acum. Deci părinții tăi au fost sau și sunt? Momentan sunt pensionari de vreo 2 ani, 2-3 ani de zile încoace, dar așa s-au și cunoscut, pentru că știți cum era în general cu repartițiile, da, și așa l-a trimis destinul, l-a trimis tocmai în celălalt capăt de țară, în Bucovina, probabil ca să cunoască pe mama. Da, într-adevăr, să știi că acele repartiții de pe vremuri poate aveau și rolul lor bun, că așa se mai crea așa o simbioză între regiuni, între zone. Da. Și din această frumoasă reuniune, combinație, au ieșit două fete. Două tu ești fete. Una dintre ele. Da. Și cum de cântați amândouă? Pentru că aici fac referire și la sora ta, deja celebra Dana Dăncil, o să vorbim și despre ea la momentul potrivit. De unde moșteniți voi talentul? Talentul îl moștenim în mare parte de la bunica noastră din comuna Sadova, județul Suceava, bunica noastră, mama mamei noastre, da. Unde mai am trăiește? Și mai trăiește, Dumnezeu să o ajute, să-i dea mulți ani înainte, pentru că peste două săptămâni v-am împlini 92 de ani. Ce frumos! Deja își face planuri, nu există an în care să nu primească familia așa cum se cuvine și să nu pregătească o masă mare în cinstea. Deci vă duceți tuturor. La ea. Da, deja se pregătește și face planuri din timp la vârsta pe care o are. E de apreciat. Bunicul mai trăiește? Bunicul nu, Dumnezeu să-l ierte. Nici nu l-am cunoscut pe bunicul din partea mamei, iar celălalt a murit cu puțin timp în urmă. Avem bunicuțele însă amândouă în viață și ne bucurăm de ele. Și olteanca și bucovineanca. Și olteanca și bucovineanca sunt amândouă în Bucovina. Ai adus-o, adică părinții tăi au adus-o și pe olteancă? Da. Au fost nevoiți și s-au mutat și ei încoace de câțiva ani. Asta este frumos. Deci aveți o familie frumoasă. Da, o familie cu frumoasă. Respect pentru oameni în vârstă, pentru părinți. Voi, din câte știu eu și din cât vă simt eu când spun voi, mă refer la tine, la sora ta, vă iubiți foarte mult părinții, pentru că v-am urmărit așa de-a lungul timpului și întotdeauna v-ați mândrit cu familia voastră, cu părinții voștri. N-a fost moment sau clipă prin care să nu arătați această afecțiune. De unde acest atașament așa față de părinți? Probabil că am fost crescuți în spiritul ăsta, în dragostea asta de familie. Ne-a fost tot timpul alimentată de părinți.
Așa a fost creșterea noastră și dacă spuneam la început că am fost atrasă de locurile zonei și de aceea am rămas în Suceava, am fost atrasă și de legătura asta foarte mare pe care o am cu familia mea. Nu știu dacă m-aș vedea locuind la mulți kilometri depărtare de familie. Nu cred că aș rezista, m-aș întoarce repejor acasă. Dar legătura există asta, această legătură, da, foarte, foarte puternică, foarte puternică și este până la urmă un lucru foarte bun. Haideți să te pun la cântat, Alexandra, pentru că vrem să împletim cumva armonios muzica și cu aceste povești frumoase despre viața ta, de fapt povești în ghilimele, pentru că ele sunt realități, dar e povestea vieții tale, pentru că aici în Sudeau Polonia mulți interpreți își spun povestea vieții așa cum n-o spune mai nicăieri. Dar noi trebuie să mai aflăm lucruri frumoase despre tine, deocamdată trebuie să ascultăm ceva frumos cu tine, să vizionăm mai exact, pentru că să punem primul videoclip la dispoziția telespectatorilor. Badea meu din celălalt sat. Da? Da. Vizionăm, după care vedem ce-i cu badea acesta, dragi prieteni, Alexandra Dăncilă, aici în studioul Apolonia TV. Badea meu din celălalt sat, mai badiță dragă, legat ca ludigard, mai badiță dragă. Tot prin triscaieță pască, tarai, rai, ra, ra, rai, ra. Piminii să mă iubească, tarai, rai, ra, ra, rai, ra. Și la parte tot o stat, tarararai, ra, rai, ra, ra. Fie dor de sarutat, tarararai, ra, rai, ra, ra. Mai badiță mici ești, mai badiță dragă, cu trei rânduri de cameș, mai badiță dragă. Cine boala te-o iubit, tarai, rai, ra, 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 ra. Și cameș tot, tot cusut, tarai, rai, ra, 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 ra. Mândra mea fată frumoasă, tarararai, ra, 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 ra. La o paiți mama lipoasă, tarararai, ra, 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 ra. Doi ani și patru zile, mai badiță dragă, de când mă iubești Vasile, mai badiță dragă. S-am cusut și eu cu drag, tarai, rai, ra, ra, rai, ra. Cameșucă cu ciupac, tarai, rai, ra, ra, rai, ra. Cameșuică cu puiuț, tararai, ra, rai, ra, ra. Ca la noi la rădăuț, tararai, ra, rai, ra, ra. Încă una ți-aș mai spune, mai badiță dragă, mai badiță, mai Vasile, mai badiță dragă. Ia gândește-te ce faci, tarai, rai, ra, ra, rai, ra. Noi ne avem tari dragi, tarai, rai, ra, ra, rai, ra. Ai gând din surătoare, tarararai, rarai, rara. Fă-ți badii alte carare, tarararai, rarai, rara. Dacă-ți însati altar, tarararai, rarai, rara. Și viața nu-mi încurca, mai badiță, bădișor. Ei, dragii mei, v-ați convins, într-adevăr, că în studioul meu se află o floare bucovineană, care este Alexandra Dăncilă. Bucovineană sau bucovineancă? Cum ar fi corect? Eu aș spune bucovineancă. Bucovineancă. O floare bucovineancă. Variantele sunt și și. O floare, bucovineană și o bucovineancă. Așa. O floare a cântecului popular, exact, moldovenesc, Alexandra Dăncilă. Ia să vedem noi ce-i cu badea ăsta din celălalt sat. Tu ai prins pe vremurile copilării tale balurile din zona Rădăuțului, că ai spus că ai stat chiar până la 18 ani acolo. Și în momentul de față, când aud de vreun bal, sunt prezent acolo. Nu pentru a cânta, eu vreau să și joc în primul rând. Îți place să joci? Foarte mult, da, da. Păi ai crescut în ritmul muzicii, în ritmul balurilor, în ritmul dansului. Șezători, ați făcut șezători acolo? Ai prins? Nu știu dacă șezători în adevăratul sens al cuvântului, dar bunica mea a cochetat și ea cu mulți ani în urmă cu televiziunile. A avut... Ce făcea bunica? Ea țiese catrințe și este și rapsod popular. Și până și regretata Marioara Murărescu a pășit în casa dumneai ei, a filmat-o, cei de la
alte televiziuni și atunci eram un copilaș micuț care abia lega două, trei cuvinte și avem filmări când asistam la anumite șezători, erau făcute ad hoc pentru filmare. Da. Și să înțeleg că acest costum este cumva de pe la bunica creat? Adus, luat, țesut, făcut anume pentru voi, pentru tine? Acum voi spune un secret pe care nu știu dacă l-am spus multora. Eu am marele noroc de a fi mezina familiei și din această cauză sora mea, pentru că a început să cânte înaintea mea, a adunat multe, multe costume și Alexandra crescând a venit din urmă și a spus: draga mea soră, nu-mi dai mie catrința asta, nu-mi dai mie poale celelalte. Și cum ea nu poate să se opună. Da. Așa că nu știu exact originea fiecărei componente a costumului meu, dar știu cu siguranță că aceasta este cea mai dragă cămașă, cea mai dragă sufletului meu, pentru că este cusută de mama mea. Mama ta coase atât de frumos. Da, da. Dar când are timp? Fiind pensionar acum, mai merge pe afară, mai privește un strat, mai face puțină curățenie prin casă și mai mult iarna, adevărat, când are mai mult timp să stea în casă. Eu un om foarte priceput, am zis că multilateral dezvoltat, este economistă la origini, e un om foarte inteligent, îi place matematica, dar știe să și coase, e talentată. Este un dar, un har, da. Pentru că aici este foarte mult amigală și trebuie foarte multă răbdare. Și multă dragoste, probabil și multă, de aceea am mers mai dragoste, ușor. Eu zic că a fost destulă pentru că știa că e făcută pentru tine. Da, da. Și toate costumele, nu toate sunt create de mama. Nu, doar asta este chiar prima cămașă creată, e a doua oară când o port și țin să spun că simt așa o energie pozitivă cum mă înconjoară și ca și cum aș avea o parte din mama cu mine. Mi este foarte dragă cămașa asta. Mă bucur tare mult că spui lucrul ăsta, să o salutăm pe mama ta și... Și eu de aici, doamnă, vă salut din studioul Apolona TV și vă felicit pentru asemenea frumusețe pe care le creați, dar vă felicit și pentru asemenea frumusețe care vă poartă cu mândrie cântecul în familie și în toată Moldova și în toată țara până la urmă, pentru că am înțeles că tu, în afară de faptul că ai învățat să cânți în familie, ți-a plăcut dansul, ți-a plăcut, știu, ai participat la acele șezători de la bunica, tu iubești copiii totodată. De ce? De unde? Că voi, până la urmă, sunteți două surori. N-ați fost foarte mulți. Dragostea asta de obicei se dezvoltă atunci când sunt mulți copii în familie. Da. Cred că mi-am dat seama. Sincer, mi-am pus și eu deseori întrebarea asta, de unde vine dragostea asta mea atât de mare față de elevii care am de face, față de copii în general. Și mi-aminteam așa ca prin vis, pentru că nu l-am prins pe bunicul meu de la Râmnicu Vâlcea foarte mulți ani în viață. Și mi-aminteam, mergeam la Scrânciob, în parc. Erau multe leagăne, așa, dintr-un capăt în altul. Mamele stăteau, priveau și bunicul meu îi legăna pe toți copiii. Era un om extraordinar care iubea foarte mult copii. Cred că pe el l-am moștenit. Dar tu ai vrut asta sau s-a întâmplat? Să fii profesoară? Cred să că predai canto popular la copii? Așa a fost să fie. Dumnezeu, am încercat în stânga, nu a fost bine. Am încercat în dreapta, n-a fost bine și vă spun sincer că la început chiar evitam să devin profesor. Mama îmi spunea... cum trebuie să mergi pe scenă, să evoluezi, să cânți în fața publicului, nu-i bine să stai închis într-o clasă. Și mi-am dat seama că Dumnezeu atâta piedici mi-a pus în alte părți, încât am ajuns exact tot acolo unde trebuia. Și îmi place foarte mult, nu m-aș fi gândit niciodată. Anul acesta am avut 31 de absolvenți la Școala Populară de Arte și sunt mândră de faptul că în 3 ani de zile am avut undeva la 100 de elevi în total, adunându-i pe toți elevii pe care am colaborat. Ai performanțe frumoase cu ei? Am performanțe frumoase, chiar îi laud și susțin și apreciez pentru faptul că sunt foarte curajoși și doresc să participe foarte des la concursuri. Eu nu mă laud cu treaba asta, tot timpul am fugit de emoția concursului, dar îi susțin și sunt foarte mândră când văd că am rezultate de la elevii mei, că nu e o muncă zadarnică ceea ce facem noi împreună. Școala Populară de Artă, mai spune încă o dată, cum se numește? Școala Populară de Artă Ion Irimescu din Suceava. Din Suceava. Ei, dragi copii din zona Suceavei, în special că mă gândesc că cei de la Iași au aici Școala Populară de Arte. Vedeți ce profesoară tânără aveți voi și cu tot dragul vă îndemn să mergeți să studiați la Școala Populară de Arte. Pentru că rezultatele sunt pe măsură. Alexandra, ia să vorbim acum despre tine, mai exact de când ai început tu să cânți? Aveam în jur de 4 ani, dacă mi-am amintesc bine, am și o filmare, nu mai are aceeași calitate acum după 20 și ceva de ani.
Dar m-am amuzat foarte mult când am văzut filmarea respectivă. A fost ceva nepregătit. Pur și simplu, sora mea avea un spectacol, cred că de sărbătorile de iarnă. Era cu ocazia sărbătorilor de iarnă spectacolul organizat. Am mers prin spate să văd ce face Dana. Părinții mei mă așteptau. Unde e Alexandra? Dar ce face Alexandra? A dispărut Alexandra. Și dintr-o dată cineva dă cortina la o parte și Alexandra apare pe scenă. Aveam așa un zâmbet larg. Și am început să cânt, era o piesă celebră în timpul respectiv, o, Ali, Ali, Baba, ce frumoasă e dragostea. Aveam și coreografie, eram foarte inventivă. Da. Aia a fost prima mea prezență pe scenă, să spun așa, și televizată, filmată. Și de atunci? Și de atunci, prima dată am avut-o ca exemplu pe sora mea. Tot timpul cei mai mici au tendința de a imita frații mai mari, dar faptul că am continuat să fac lucrul ăsta 20 de ani, adică până în prezent nu am renunțat, mă gândesc că spune ceva despre faptul că n-am greșit drumul. În comparație cu sora ta, care este profesionistă, da, și care bănuiesc că în virtutea faptului că este profesionistă are alte facilități, alte posibilități, da, te consideri mai avantajată sau mai dezavantajată? Mă consider foarte avantajată. De pentru ce? Că sora mea nu uită niciodată de mine. Tot timpul când cineva o solicită, spune, da, știți, o am și pe sora mea. Mai am și o soră, da. Și tot timpul porțile se deschid pentru mine mult mai ușor având-o pe sora mea alături. Să știi că sunt interpreți care detestă acest lucru de a fi întotdeauna în umbra cuiva. Mai ales când vorbesc aici de copiii, da, artiștilor, da, care la un moment dat sunt luați de părinți, tu știi foarte, da, bine, da, prin televiziuni, după care își caută independența și își caută imaginea lor proprie și devin foarte revoltați. Da, se că, bine că s-au și vehiculat aceste clișee prin mass media, vai, că dacă n-ar fi mamă sau că dacă n-ar fi, da, taică, da, da, da. Și atunci copiii, având personalitate, refuză să mai apară. Eu sunt unul din ăla, da, pentru că spățit, copilul meu nu vrea să cânte, tocmai în virtutea faptului că ar avea toate porțile deschise, cum spui și tu, da, cu ajutorul Danei, dar el spune, eu nu vreau ca să fiu în umbra ta. Și uite că nu mai vrea să mai cânte. Deci, tu, din contră, te consideri o norocoasă. Chiar sunt o norocoasă. Și din toate punctele de vedere, profiți de această conjunctură. Da, mă complac în situație. Sigur că da, pentru că până chiar la urmă bucur, da, este conjunctura voastră, Dumnezeu v-a lăsat pe voi două surori să cântați în familie, vă ajutați, vă completați, da, reciproc spre bucuria voastră, satisfacția voastră și bucuria părinților și a celor care, da, vă ascultă și vă iubesc. Fiecărui om, eu zic că Dumnezeu îi pune alături un alt om care să-i fie întotdeauna sprijin. Eu nu sunt o persoană atât de îndrăzneață. Sora mea e mai hotărâtă, mai ia decizii mai ușor, e mai matură oricum decât mine și atunci eu tot timpul sunt după sora mea. Ea hotărăște, merge, vin acolo, vin-o dincolo și am mare în loc de ea. Păi vine întrebarea de baraj. Sora ta e căsătorită? Tu nu? De ce? Urmează? Da. Adică să înțeleg că deja faci ca o promisiune că mă voi mărita. Nu, e deja fixată data. Aoleu, și când asta? Pe 27 octombrie anul acesta. Deja e fixată data. Te măriți anul ăsta. Da. Și eu care vreau să fac acum anunț că o am pe Alexandra Dăncilă în studio Apolonia TV, liberă, băieții frumoși, cei mai frumoși băieți din Iași, deci nu mai e caz. Prea târziu, cei mai frumoși băieți din Iași, dar uitați că la mine a venit tocmai un ardelean în Bucovina și m-am mărit cu un ardelean. Extraordinar, dragii mei, deja haideți să ne oprim un pic că depășim, mă rog, eu nu vreau ca să supăr pe Alexandra, gata, e măritată și de acum trebuie să ne apucăm de cântat. Badea meu e ardelean, chiar așa se numește, da, cântecul. Și te întreb eu acum de ce ai făcut cântec badelui tău ardelean, Alexandra Dăncilă, acum în studio Apolonia TV. Foaie verde tricale în terlin, la tânără să mult mi bine. Cam ajuns din maritat în terlelelelela, din ficiori roi la gardă în terlelelelela. Dar n-o gradă n-o pot trece, c-am dat drumul la berbece și stau tăți la gard cu minți, de zici că sunt cârt de sfinți. Vai mamu că dar îmi place, că ori mere sângur să geace. Am ei inimă-i la altul care nu rază măcar. Doamne, dragoței fâșneți! Hai deoparte, mai băieți! Badea meu e din Ardeal, în
peste trimunt și unde alântă, le 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 la. Și un drum lung peste prizlop înter, le 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 la. Vine să-l învăț la joc înter, le 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 la. Și-o să-ți va dea vatelvina, că-i frumoasă Bucovina. Oameni harnici, gospodari, cod divers și secular. Mândru-i portul, mândru-i graiu, hoz de rai aici-i plaiu. La utare-s din trecuți și o floare de pe munți. Floare rară, floarea lease din lumii cea mai frumoasă, mă! Ușurel, picior de pop, înter, le, 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 la. Că ești priceput la vorbă, înter, le, 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 la. Șașe limește, sugește, înter, le, 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 la. De cap să mă nebunești, înter, le, 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 la. Ca și mai spui vorbili, parcă din carte ai citit. Șașe li zici cu temei, parcă scrisă din condei. Da, mu, hai și mă joacă, alți picior să nu te-ntreacă. Ușurel, bata e deasă, când ai te batut la coasă. Aici holbul raiul scate, hai, dar roate încă o dată, mă! Joacă bine, bade bine, înter, le, 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 la. Cam să dau drumul la căne, înter, le, 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 la. De noi tropa e mai tare, înter, le, 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 la. Să te muști de picioare, înter, le, 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 la. Hai în lung și tot în lung, cât din vale vreau să ajung. Cu joc cu bucovinean și cu badea ardelean. Hai în lac și tot în lac, cât din picioare am scapat. Că i-am zvârlit în parău și număr ca să-i mai eu. Ardelea lui Vița leasă și vocerul dimireasă. Ia-mă altul, nu mai vreau, dar nu am ales-o meu. Tătii, merg așa cum vreau. Badea-l tău e ardelean. De ce ardelean, Alexandra? Unde l-ai cunoscut? Eram în anul al doilea la Cluj-Napoca, la facultate. Și... A, deci acolo s-a întâmplat. Dumnezeu ne-a intersectat drumurile și ne-am cunoscut. Ardelean de unde? El este din Târgu Mureș, făcea și el facultatea tot la conservator la Cluj. Este și el cântăreț, are o voce foarte frumoasă, este bariton, cântă operă, cântă mai mult. Opera? Da. A, nu da. Muzica populară. Cântă și muzică populară, dar văd că are o înclinație mai mare spre operă. Cine știe? Și o să se împace, dă-i cântăreți în casă? Depinde care cântă mai mult. O să încercăm să cântăm pe scenă, nu în casă, cum mi s-a mai spus. Eu zic că da. Pentru că avem, tot timpul chiar mă uitam când ne întâlnim, și el a predat timp de un an la școala populară la Suceava și e foarte plăcut când ajungi acasă și ai ceva pe suflet, ceva de povestit, de schimbat niște impresii, foarte important să ai discuții comune, subiecte comune cu omul de lângă tine. Nu să încep să vorbesc eu despre muzică secret și celălalt despre contabilitate. Sau. De asta este secretul. Așa potrivit, este, da. Așa. Mă bucur să-ți fie de bine. Dacă tot ai fixat și data, uite, să treacă vara asta imediat și te pregătești să fii cea mai frumoasă mireasă. Mă gândesc că ai să faci nunta în Suceava. În Suceava. Sau în Ardeal. În Suceava. Din ardelenii la Suceava. Da, am reușit să-l conving. A zis că eu nu plec din Bucovina sub nicio formă și așa că am reușit să-l conving. Cine iubește, pleacă și la capătul lumii pentru celălalt. Corect, așa să fie, să fie o nuntă, o să fie o nuntă tradițională, este îmbrăcăm național. Mai nou, așa se obișnuiește? Încă sunt în dubiu. Din totdeauna m-am visat, cum visează orice fată, într-o rochie albă, frumoasă și cred că am să merg pe ideea asta cu rochia de mireasă. Cred că ăsta e visul meu cel mai mare, să mă văd în rochie de mireasă. Da, dar la stare civilă am văzut miresele îmbrăcate în costum popular. Cine știe, mi-a dat o idee foarte bună, chiar o să mă gândesc la treaba asta. Da, uite, am văzut, acum doar știi, cu internetul ăsta vezi și ce trebuie, da, păi ce trebuie. Și am văzut la o nuntă de artiști unde am fost îmbrăcați în costum popular la stare civilă. Și nașii și miri. Da, și mi-a plăcut tare mult. Da, chiar o idee frumoasă. Mm-hmm. O să mă și gând. Mai ales că tu ai costum. Uite, cu bluza asta de la mama, care tot îți poartă ție noroc. Da. Alexandra, am atins subiectul cu cântatul. De când te-ai apucat de cântat? Ai și motivație pentru că ești și profesoară și tu trebuie să fii un model pentru copiii tăi. Câte piese ai adunat tu în trei stuța?
cântecelor tale. N-am adunat foarte multe melodii. Până în prezent am 7 melodii proprii pe care le cânt, doar ale mele, melodiile mele, și 3 duete alături de sora mea. Mi-am propus de acum încolo să-mi dezvolt repertorul. Recunosc că am avut un program foarte, foarte aglomerat. Imediat după ce am terminat facultate am și intrat în serviciu. Am fost ocupată cu elevii, cu tot felul de serbări, spectacole, și nu am avut timp pentru partea asta profesională, să zic așa, cea cu cântat cu repertorul, dar de acum încolo promit că o să mă ocup mai mult. Și de deci, acum, în momentul ăsta, încă nu e un album scos pe piața muzicală, deoarece ai doar 7-9 piese în total, dar probabil că o să registrezi în continuare pentru a completa un album. Aceste materiale le-ai făcut cu ajutorul cui? Am colaborat în realizarea acestor melodii cu maestri ca Alexandru Havriliuc, Răzvan Mitoceanu, George Sârbu și vărul nostru Bogdan Cotruț, care este și el profesor la Școala Populară de Arte și este absolvent al facultății al Universității George Enescu din Iași, secția compoziție. Deci este verișor? Da, verișorul nostru. Tot talentat și el. Tot talentat. Chiar e un băiat foarte talentat. Acum nu că spun asta că e verișorul nostru, chiar e un băiat foarte talentat. Mă bucur. Și aceste piese sunt create sau sculese? Și făcute cu ajutorul lor, orchestrate cu aceste persoane de care ai spus tu? Da, create și orchestrate de maestrul Alexandru Havliuc în mare parte, dar și de maestrul George Sârbu. Lor le aparține linia melodică și aranjamentul orchestral în majoritate. Textele? Textele le-am făcut în colaborare cu domnul Marcel Piticar, căruia îi mulțumesc. Și pe aici, acolo, mi-am vărât și eu câte o idee, recunosc. Așa cum a fost și la Badea Meu Iardelean. Aici ai vrut neapărat care e ideea, dar am melodii unde chiar am așternut eu pe foaie versurile, am avut inspirație. Eu, în general, sunt o fire mai melancolică și la melodiile mai triste am avut și eu oarecare vină, să spun așa. Înțeles. Și asta cu Badea Ardelean aici? Aici a venit, a fost ideea, i-am prezentat ideea, situația și am zis dezvoltați-o acum. Domnul Marcel Piticar a făcut textul. El este autorul. Da, da. Uite, mai văd aici ne-am iubit Badea odată. Apropo de melancolia ta, da. Probabil că asta pleacă din istoric, din tinerețea ta. Deci, uite, fii atent, dacă stai bine și gândești, dacă stă cineva să gândească și să discearnă toate lucrurile acestea, aș dă seama cum se leagă. Acest cântec probabil pleacă din adolescența ta, de la prima ta iubire, că orice om trece prin așa ceva și noroc de noi cântăreții că ne putem exterioriza altfel. Da. Mult mai ușor depășim anumite momente din viață exteriorizându-le prin cântec. Da. Suntem și norocoși. Suntem. Se spune că chiar zilele trecute am văzut pe o rețea de socializare un mesaj, scria ceva de genul: dacă un cântăreț se îndrăgostește de tine, nu vei muri niciodată pentru că vei trăi veșnic în cântecele sale. Cam așa e. A, ce frumos! Deci chiar e adevărat. Da, așa este, așa este. Da. Visezi să-ți faci un album și să faci o lansare? Îmi doresc foarte mult. Dacă Dumnezeu îmi va ajuta, dacă voi fi sănătoasă și dacă voi avea suficient timp. În general nu-mi place să grăbesc lucrurile, vreau să fie totul făcut temeinic, cu răbdare, cu pași mărunți și siguri, și sper să iasă ceva frumos într-un an, doi, trei, când va fi să fie. Probabil acum prioritatea are evenimentul ăsta măreț, frumos din viața ta, după care ai să te șezi ușor la treburile tale și normal că și cariera artistică o să aibă importanță. Acum vom cânta acest cântec de care tocmai am spus. Ne-am iubit Badea odată. Să-ți amintești de, știu, de acum 3, 4, 5, 6 ani în urmă. Da. Și ceilalți să-și amintească, cei care au trecut prin așa ceva să-și amintească așa, și ei alături de mine. Sigur că da, este un cântec nevinovat, pur, curat, așa cum simte un adolescent. Îl urmărim și după care revenim în studio. Verde de mușcat, ne-am iubit badi odată.
odată o fost. Și-am ținut 3 ani și o vară dragostea din-tâia oară. Dar-ntr-o zi ba te-ai lăsat sufletul și ți-o fost dragă o fost. Te-o făcut mândruță lisă, uiți jurămintele o. Văzut că lângă tine nu mi-ar fi pe lume bine, of. Mi-ai făcut zălia mare, n-ai să găsești alinare, bade. Mi-o mai fost în viață cât am stat la mama-n brață, of, of. Dar de când te-am cunoscut, liniștii n-am mai avut, of. De dureri și în acas, lacrimi nu mi-au mai rămas, of, of. Tu nu știi, ba, de-a iubi, nu mai faci rău inimii, oh. Am văzut că lângă tine nu mi-ar fi pe lume bine, oh. Mi-ai făcut zălia mare, n-ai să găsești alinare, bade. Izvor cu apă lină, badea plânge și suspină, of, of. Ar da timpul înapoi să fim iar amândoi, of. Da, de-aș mai trăi o viață, nu m-a-ntorc la tine-n brață, of, of. Azi iubesc un suflet plânt, nu trec nopțele plângând, oh. Am văzut că lângă tine nu mi-ar fi pe lume bine, oh. Mi-ai făcut zălia mare, n-ai să găsești alinare, bade. Și oricine te-ar saruta, nu-ți alină inima. N-ai să mă uiți niciodată, bari. Dragii mei, am revenit în studioul Apolonia TV. Așa, după cum știți, în fiecare emisiune aveți parte de un invitat special, aveți parte de o poveste frumoasă de viață, o poveste frumoasă artistică, aveți parte de cântece frumoase care pleacă de aici, din studioul nostru, către dumneavoastră. Astăzi ați avut parte de câteva cântece plecate din sufletul și inima tinerei interprete Dana Dăncilă către Dana Dăncilă. Va fi și Dana Dăncilă, da. Studioul ăla, știi? Tu, probabil că nu întâmplător am pronunțat numele Danei, care este sora ta, pentru că următoarea invitată o să fie Dana. Da. Deci Alexandra Dăncilă, dragii mei, sora Danei Dăncilă, două cântărețe care aparțin cu atât de drag familiei Dăncilă. Dăncilă este numele de Oltean. De Oltean, exact. Așa. Da. Dar mama cum se numea după numele Cotruț de fată? Cotruț era numele de fată. Cotruț? Da. Așa. Alexandra este aici în studio, după cum ați văzut-o, am povestit frumos despre tinerețe, despre copilărie, despre adolescență, despre profesia pe care o are și o iubește cu atâta drag. Alexandra, ce ți-ai dori tu în viața ta artistică de azi încolo?
ce ai vrea să mai faci și n-ai făcut? Eu știu că ar fi multe, sunt multe lucruri de făcut. Dar așa, imediat, în cum să spun, în cea mai apropiată perioadă a vieții tale. De multe ori am avut interpreți, a fost interpreți pe care i-am îndrăgit foarte mult și ale căror melodii le fredonam zile la rând. Mă trezeam dimineața cu melodia în gând, adormeam cu melodia în gând. Îmi doresc și eu foarte mult să vină o zi în care să scot o melodie care să fie, să zic, pe buzele multor oameni, nu știu dacă pe buzele tuturor, dar să fie o melodie foarte, foarte îndrăgită care să ajungă la sufletul unui public. Tu știi că toată lumea își dorește lucrul ăsta. Știu. Și știi că de multe ori un cântec șlăgăros, ca să nu zic șlagăr sau hit, mă rog, la noi la populară mai puțin cu hitul, se naște din ceea ce nu speri. Așa e, da. Pentru că eu, de exemplu, am, mă rog, spre meritul meu, am în jur de 150 de melodii scoase pe piața muzicală. Multe înainte. Să rămânem. Ei, de când aștept eu acel șlagăr, de multă vreme îl aștept. Am cântece frumoase, șlăgăroase. Da. Unele chiar au trecut de anumite bariere. Sunt cântate de X, Y, Z. Păi, dar tot aștept ăla de nivel mondial și nu mai vine. Adică cum e Constantine. Poftim, îl cântă o nație întreagă, în orice conjunctură, nu-i nuntă, nu-i petrecere, fără. Uite că ăla nu vine. De eu ce? Eu cred că în cazul dumneavoastră, acum nu că vă luau din complezență, eu cred că aveți toate melodiile la un nivel destul de înalt, toate sunt frumoase și atunci nu este unul care se evidențeze să fie cel mai frumos. Eu cred că toate sunt frumoase. Asta ar fi explicația ta? În calitate de profesor mi-ai dat un sfat bun, adică să nu mă mai agit atâta. Toate sunt frumoase, nu sunt câteva așa și așa și una care se evidențiază. Tocmai de aceea nu putem spune că una e cea mai frumoasă. Toate sunt frumoase în felul lor, așa spun. Mulțumesc, dar eu tot aștept hit-ul. Deci așa cum ai spus și tu. Cine știe unde se ascunde hit-ul. Cine știe unde se ascunde. Eu mai am de realizat încă lucruri frumoase. Chiar și anul ăsta sunt într-un proiect pe care trebuie să-l finalizez și cine știe ce poate să mai izvorască de acolo. Da. Deja câteva cântece frumoase au răsărit, mai așteptăm, dar acum vorbim despre tine. Deci și tu, ca orice cântăreț, aștepți acel cântec care să fie pe buzele multora construit tu. Da. Degeaba numărul melodiilor este unul foarte mare și eu știu, nu este nicio melodie care se evidențieze, care să placă tuturor. Nu contează numărul, contează nu cantitatea, contează calitatea. Corect. Vorba asta e valabilă cu siguranță, mai ales în domeniul artistic. Ai văzut că sunt interpreți care parcă fac o concurență. Anul și albumul. Și umplu acel album cu tot felul de nimicuri care nici măcar n-ai răbdare să le asculți. Dar asta e, cum să spun, problema lor. Numai că e păcat de bani. De niște bani aruncați. Eu, în calitate de realizator, nu numai la televiziune, și la radio, vreau să spun că mai toată lumea îmi oferă câte un album. Tu ce crezi? Eu am răbdare să le ascult pe toate? Nu, că nu știu ce să zic. Eu dacă, în general, cea mai bună audiție o fac în mașină. Pun albumul și dau prima melodie. Dacă prima melodie, că în general cea mai reușită se pune la început, da. Dacă prima melodie îmi place, ascult albumul până la capăt. Dacă nu-mi place, și din primele armonii, din orchestrație, din cum sună, cum e înregistrat, acustică, voce, imediat l-am băgat alături și am prietenii mei pe care îi zestresc cu albumele acestea, luați-le, bucurați-vă. Și mă întâlnesc peste ceva vreme, ați ascultat albumul meu? Eu zic că nu. Dar, de ce? Pentru că, în general, ăsta așa un pic mai rigid, trebuie să recunosc. Consider că am ajuns la un nivel în care pot să dau lecții cuiva să nu-și mai piardă timpul cu niște lucruri care îl depășesc. Toată lumea în ziua de astăzi e talentată, toată lumea în ziua de astăzi cântă, toată lumea în ziua de astăzi se îmbracă în costum popular, toată lumea în ziua de astăzi cântă la televizor. Nu e așa. Așa e. E o țară plină de artiști. Mai mulți sau mai puțin artiști. Da, mai mulți artiști, nu știu, muncitori mai puțin avem, dar artiști cât lumea. Toată lumea cântă la noi în țară, da. Uite, tu ți-amintești pe vremea copilăriei tale când părinții tăi mergeau la acele petreceri în familie, cântau, se distrau, dar acolo, în casă, nu îndrăzneau să iasă mai departe de o grada lor cu cântecul. Cum era la mine. Când eram copil, mi-aduc aminte, părinții mei la sărbători se distrau. Tata cânta la acordeon, mama cânta din gură, că și noi avem povestea noastră. A trebuit să mă așez și odată pe scaunul ăla acolo să mă intervievieze cineva.
Și mama a cântat atât de frumos, dar n-a ieșit niciodată cântecul ei din ogradă. Acum toată lumea care cânta cândva în ogradă sau a prășit sau în baie, acum le cântă la televizor. Da. Nu e normal. E ca un fel de modă care o să treacă, cu siguranță o să se cearnă talentele. Asta chiar mă întrebam de multe ori, mai povesteam cu un elev de-al meu, zic, stau eu și mă gândesc așa, ce o să fie cu toți copiii ăștia peste vreo 10 ani? Ce o să se întâmple? Și cu siguranță moda va trece și o să rămână cei ce care merită cu adevărat. Tăi peste 10 ani, apropo? Copiii tăi care... Elevii. M-am gândit la copiii mei cu adevărat. Nu, deocamdată, băi, să mai vii pe aici până ai să ai tu copiii tăi. Copiii mei, să știți că sunt mulți, nu toți sunt talentați, pentru că dacă n-ar fi fost oarecum talentați, n-ar fi ajuns să fie elevii școlii, pentru că are loc o selecție, un fel de examen de admitere la început, dar chiar am copii care se remarcă și care sunt perseverenți, pe lângă faptul că sunt talentați și cu siguranță o să rămână peste timp. Nu sunt foarte mulți, dar, să zic așa, un sfert dintre cei cu care am avut eu de-a face până în prezent, cu siguranță o să rămână în timp, o să aibă un cuvânt de spus în muzică. Vom trăi și vom vedea. Așa. Oricum, tu ai să mai vii la noi, pentru că de acum ai de lucru, ești la un început de drum și cu ajutorul surorii tale, pe care, dacă tot am vorbit atâta de ea în această emisiune, în mod sigur o voi aduce în următoarea emisiune, pentru că trebuie să o cunoaștem și pe Dana, adică eu o cunosc, dar să o cunoască telespectatorii, și pentru că tu îți iubești atât de mult sora și familia ta și părinții tăi se mândresc cu voi, eu în final te-am băgat să cânți cu Dana. Și melodia Au părinții două fete, eu cred că deja este cântecul vostru de referință. Da, da. Toată lumea, când mă întâlnește oricine ar fi, nu-mi spune de vreo melodie de-a mea, de melodie de-a surorii mele, ea chiar are un repertoriu vast, toată lumea ne spune de duetul acesta, deci chit că sunt, chiar mi-a spus un domn, zice, eu am frați, n-am surori, dar melodia aceea e minunată, toată lumea ne spune. Uite, un cântec care a ieșit în evidență. Da, da, ăsta chiar este într-adevăr un cântec. Pentru că multă lume se regăsesc, mulți oameni se regăsesc în acest cântec. Alexandra, cam gata emisiunea. A trecut foarte repede timpul. Și erai așa de emoționat, oare ce-am vorbit? Da. Uite câte lucruri frumoase am scos de la tine și câte mai erau de scos, dar mai lăsăm și partea a doua. Pe alte ocazii, da? Da. Un salut pentru telespectatorii mei. Eu vă trimit din sufletul meu toată dragostea și toată mulțumirea pentru faptul că ne sunteți mereu alături cu aplauze și cu multă, multă răbdare și ne apreciați. Și vă doresc multă, multă sănătate, să fiți mereu alături de cei dragi. Alexandra, la fel, și eu îți doresc multă sănătate. Mulțumesc. Să ai o nuntă frumoasă, să fii cea mai frumoasă mireasă care există pe lumea asta. Și sunt sigur că așa vei fi, pentru că fiecare mireasă este unică. Toate miresele sunt cele mai frumoase, da. Da? Să ai noroc în viață, să ai noroc în cariera artistică și te aștept cu tot dragul și cu tot interesul cu alte lucruri frumoase pe plan artistic. Mulțumesc din suflet și cu siguranță voi reveni cu mult drag aici. Cu mult drag, te aștept, dragi prieteni, cu mult drag închei și această emisiune, pentru că am avut o interpretă frumoasă, talentată și care ne-a povestit foarte multe lucruri despre viața ei personală și artistică. Până una alta vă spun la revedere, până la o ediție viitoare, să stați la răcoare și să vă simțiți minunat alături de Apolonia TV. La revedere! Din iarbă verde au părinți două fete. Busuioc verde prin flori, mă, noi suntem două surori, mă. Ne-au crescut mama și tata și ne avem una pe alta, și ne avem una pe alta. Că viața nu-i preușoară, sunt și leac la inimioară, surioară, surioară. Trec ani și iute zboară, dacă-mi dai o surioară.
îi la fel ca un părinte, niciodată nu te vinde. Ne-au crescut mama și tata și ne avem una pe alta, și ne avem una pe alta. Că viața nu-i prea ușoară, să-mi și leac la inimioară, surioară, surioară. Mama-i mamă, ne-o dat viață, ne-o dat dragoste povață, ne-o învățat numai de bine, ne-o îndreptat pașii pe lume. Ne-o crescut mama și tata și ne avem una pe alta, și ne avem una pe alta. Că viața nu-i prea ușoară, să-mi și leac la inimioară, surioară, surioară. Și când greu te strabati, nu știi de singura tati, nu știi de singura tati. Și oriunde ne-ar duși soarta, să-și muna pentru alta, să-și muna pentru alta.